ziua mâncați gură dumneavoastră, ăștia care tot atârnați de internet și ședeți lipiți de tehnologie, zic că sunteți baterie externă. No. Fiarent aici că ce vrea Haurențu să povestește la voi asta. Am văzut că cât m-am uitat la guvern și am văzut că cât de idiot să ești ăștia care este. No, băiatul care este de la minister, de la educație, nu vă supărați că spun. No, ăla are din ala de-i zice doctorul că este retard de mentalitate. Ăla este atâta de idiot de trebuie tratat. No, ăștia au făcut ministru. Ăla este, dragii mei, atâta de prost că am uitat la el că cum nu încearcă să nu reușește vorbește. Ăla atâta e de prost. Ăla gândește că americanii au aterizat pe lună că nu putut să aterizeze pe semilună. Ăla ministru, dragii mei, așa e de prost e, că dacă era muiare, ștergea aici jos invers. Atât de prost. No. Și dacă am văzut că asemenea handicapații aștept din ăla ministri, am zis că de astăzi o să aveți educație cu Haurențiu și educație dintr-ala de viață bună. No. Subiectul de la zilele ăștia care arde pe tot internetul e aște Bitcoin. Ai auzit de Bitcoin? Din ala monedă care circulă pe internet. No. Eu, sincer vorbesc, că nu am încredere în asemenea banile care merge pe undeva care dispare dacă scot curentul, știi? Scoți calculatorul din priză, carul, că nu mai aște bani. No. Eu încă din ala pe principiu vechi că ce-i în mână nu-i minciună. Plus că nu, ce-i în mână la altul poate să ajunge repede în mână la Haurențiu. De aia eu gândesc că mai bine decât din ăștia criptomonede, mai bine kleptomonede. No, acum o să explice Haurențiu la voi că care-i treaba cu Bitcoin ca să înțelege și tu care ești mai prostul. No, Bitcoin ăsta e un fel de... cum să-l zic? Ca și caietul de datorie de la birtul de la sat. Știi unde mere lumea să scrie pe birt că când bea pe datorie? No, Bitcoin înseamnă că toată lumea care bea din sat, toată lumea are câte o copie de la caiet. Dar toată lumea. Și uită la el. Și când unul vrea să bea, are ceva pălincă, ceva tărie, ceva pe datorie, rădică mâna și zice, măi, eu beau pe datorie. Și scrie în caiet. Și toată lumea scrie în caietul lui. Și toți stau cu ochii pe el acolo cum bea pe datorie. No, ai înțeles că cum e Bitcoin? No. Partea bună, că la sat, e partea rea. Acolo trebuie să dai numele adevărat, că când scrii pe caietul de actorii. La Bitcoin nu trebuie să dai nume adevărat. Poate să fii la cont dintr-ala. Care cont, cum să, știți voi, ca și contul care faci că când faci pe Facebook ori pe ceva de vrei să agăți bagabontă proastă. No, deci nu folosești nume adevărat, că folosești nume de cont fals. Ala este bine. Și ce mai este, no, Bitcoin ăsta trebuie să înțelegi că cum e blockchain-ul. La caietul ăștia de datorii mai zice și blockchain, că e ca un lanț, chain, ca un lanț de informație. Numai, no, nu-i ca lanț de aur de porți la gât, e ceva lanț din ala pe internet, deci nu bate în capul cu el, bine? Portofelul Bitcoin din care tu plătești consumație la birtul online de Bitcoin. No, portofica ăsta mereu cunește parole mereu. Adică, dar nu parole cum am eu cu vărul meu, cu Remusache, că când vedem pe un fraier, zicem minute nelimitate. Ala înseamnă că portăm portofelul lui din rețeaua lui în rețeaua noastră. Portofica Bitcoin are niște semnături, mă, semnături. Astea e generate de o funcție criptografică, ți-ai pasul cu mine. No, funcție criptografică, asta amestecă literele între ele. Înțelege până aici. Și amestecă ăla de litere, le poate să le citește toți ceilalți consumatori din pirt, înțelegi? Dar ei așa știu să înțelege de parcă-s Neo, mă, de la Matrix, care cite acolo toate pirulile alea, albe și roșii și albastre. Nu înțeleg că cum zic? No, așa poate ei să se înțelege între ei care face afaceri pe pirt. Citește criptografica ăla. Du-te mai spate dacă e handicap așa nu înțelegi. No, dar aici vine partea și mai complicată. Că aici urmează ordinea, adică care, în ce ordine primește de băut la birtul Bitcoin? Și aici vine interesant. No, ordinea tranzacțiilor cu Bitcoin e în funcție de care rezolvă primul ceva, niște ecuațiile de matematică. Adică, eu zic că e ca o loterie de la tocilare. Adică care rezolvă primul ceva ecuație? Dar nu rezolv cu creion, mă, nu iei de aici cărbună și scrii pe jos pe tablă. Nu, calculatorul să zice că minează. Dar nu minează cum minează arabile. Cum minează ca și când un miner minează după pietre scumpe. Nu, dar calculatorul minează. M-a înțeles că dau exteu după.
aici am vrut să ajung la dumneatale. Deci calculatoarele care minează monede Bitcoin consumă foarte multă energie dintr-a la dintr-a electrică. Sau pe românește fură curent. Nu, și mie nu place lucrul ăsta. Adică mie, de-aia nu, a spus că nu-mi place Bitcoin. Că nu-mi place să fie la mine concurență de la un din ala din priză, calculator. Nu mă, la ce mie lucrurile astea nu-i sănătoasă. Și încă o chestie. Am zis mai devreme că calculatorul care minează bani. Știi de ce nu-mi place? Că minează bani, așa sună de parcă mimează bani. Și mai știu eu pe cineva care mimează. Și alea care mimează înseamnă că nu-i adevărat. Și dacă nu-i adevărat, ha, ce dracu, dar rădui. Luând la considerare ce zis Haurențu până acum, facem o concluzie din care rezultă următoarele. Vine Haurențu și întreabă pe voi. Pot să iei Bitcoin? Se poate să pui salbă la pirandă la gât? Nu se poate. Că cum am zis la început, e niște bani de căcat care dacă iei curentul dispare. No, în cazul ăsta vreau să spun că eu nu. Place Bitcoin? Nu sfătuiesc să faceți Bitcoin. Nu, în ultima lună vreau să spuneți și să aduceți aminte că cât a scăzut Bitcoin. No, în ultima lună știți cu cât a crescut ferul? Cu 0,4 bani pe chin. Și în ultima lună în care Bitcoin a pierdut 10.000 de euro pe unitate. Știi cu cât am făcut cupru în plus? Cu un leu pe chin, mă! No! Pune mâna pe lucruri care se există, nu pe heter. Acestea fiind spuse, se termină prima lecție de educație cu Haurențiu. No, până data viitoare, vii cu minte. E, și pune mâna și lucră, mă! Numai atât ai dat din gură și din butoane și n-ai lucrat nimica. Tă vă Dumnezeu de român, hoț! Numai bine!